Este ora 8 și 14 minute și suntem aproape gata să plecăm la mare. Acum o mai așteptăm pe mami și gata! Am plecat la mare! Revenim din mașină! Litoral 2018. Mai vorbesc cu tine. Să-i luăm un interviu lui Miss Litoral 2018. Hai, vă rog frumos, spuneți-mi ceva. Spuneți-mi ceva, vă rog frumos. Dacă prin papu poți să te bați cu el. Ai de drum, Angel, strici, ești cu mea. Vă rog frumos. Ce faceți? Mâna n-au pas aici și să te ia. Wow. Nu, dar îl bat. Doamna Scrumbii. Doamna Scrumbii, ce faceți acolo, doamna Scrumbii? Mi-e somn. Și tata. Da, și tata, acum urmează. Mă, tată, lasă palmierul. Mai ai agenda, arată-ne mă pătrățelele. Aduc arioca. Aduc arioca. Aduc arioca să vedeți sinezi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și unul mai mare. Și unul mai mare. Foarte caldă apa, chiar da. E foarte caldă. Bine, mamei mele și în general părinților mei le place mai mult pe nisip. Dar ne obligă Angelica să venim aici, asta este. Iar mie îmi place mai mult la piscină și după aceea dacă vrem așa să mergem la nisip, nu... Da, dar... hai înapoi, că mie nu-mi place lacul mare. Mama mea nu știe să noate. Ba da, știu, doar că mi-este greu până ajung la fund, după aceea mă descurc, mai am, ca pe blăbar. Da. În acest motiv te-am dat pe tine la not. Da, în tinerețe tatăl meu a aruncat-o pe mami în apă de multe ori și de atunci nu mai vrea să mai audă de apă. N-a vrut niciodată, dar mai ales. N-am vrut să fiu aruncat, ai dreptate. Aici corect, da. Îl salut pe Adi, nepotul meu favorit, singurul meu nepot. Îl salut și eu pe vărul meu. Și pătușa care probabil o să ne bodogăne și o să vadă acest vlog și probabil o să spună că și noi ne distrăm. Și așa că vrem doar să-i arătăm că noi nu ne distrăm, suntem foarte supărate aici la malul mării. Ne-a venit acum și platoul să ne servim. Thank you.
i-a zburat remorca lui ăla, s-a răsturnat cu remorca mâncată, iar tata. Remorca de camping de aia, cu rulota. Rulota. Mami și tati s-au dus acum să facă shopping, shopping la strada aici. Și acum își aleg niște struguri, pentru că aici are cei mai buni struguri. Și de fiecare dată când mergem la mare, luăm struguri de aici. Bine, tata, logic, își ia pepeni. Este isticos să-și ia pepeni din toate locurile în care o să oprim, pentru că mami este nebunită după roșii. Și tata are pepeni, mami cu roșiile. Asta să fie clar. Și eu niciodată nu cobor din mașină, eu rămân aici cu mințică. Stau și privesc așa, îi supraveghez, îi am în vizor, văd ce fac. Da, m-am pupat. Am ajuns acasă și ne-a întâmpinat vecina cu gogoși. A spus că ni le-a adus calde, dar noi nu eram, deci... Na. Asta este. Încheiem vlogul de astăzi. Nu uitați să dați un like, un share și să vă abonați canalului meu de YouTube. Eu sunt Angelica Păslaru, mă găsiți pe Facebook-ul meu personal Angelica Păslaru, pe Instagram-ul meu personal Păslaru Angelica, pagina mea oficială Aronda Angelica Păslaru 1997 și pe Instagram-ul paginii mele oficiale Angelica Păslaru 30. Nu uitați să fiți fericiți și să zâmbiți cu gura până la urechi. V-am pupat!